În Baia Mare, în data de 26 decembrie, va avea loc o seară de muzică la ATP Tech Center, eveniment organizat de trupa Maramu. Concertul aduce colinde de vechi, melodii uitate și știute numai de oamenii satului românesc, cântate într-o formă contemporană. Lucruri care, deși au fost acoperite de praful trecerii timpului, poartă cu ele istorii nespuse. În urma modificărilor aduse conținutului contractului individual de muncă prin legea numărul 283 din 17 octombrie 2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a aprobat noul model cadru al contractului individual de muncă, informează Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureș. La data intrării în vigoare a noului model cadru al contractului individual de muncă, angajatorii sunt obligați să utilizeze acest model, inserând toate elementele obligatorii stabilite în codul muncii. În conformitate cu dispozițiile codului muncii, clauzele contractului individual de muncă nu pot conține prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative sau contracte colective de muncă. Odată cu intrarea în vigoare a legii plafonării prețurilor la energie, cel puțin o parte dintre consumatori vor trebui să depună la furnizorii de curent electric o declarație pe proprie răspundere pentru a beneficia de această facilitate. Legea a fost promulgată marți 13 decembrie cu aplicare după publicarea în Monitorul Oficial. Reprezentanții ANR precizează însă că majoritatea consumatorilor nu vor trebui să depună astfel de cereri la furnizori. De asemenea, vor fi publicate pe site-ul ANR modele de declarații pe proprie răspundere pentru fiecare categorie vizată. Fiecare client, fiecare consumator casnic poate să beneficieze de prețul plafonat la energie electrică doar pentru un singur loc de consum. În cazul în care cineva are mai multe locuri de consum, plafonul se va aplica automat pentru locul de consum care figurează ca și adresă de domiciliu, iar dacă clientul dorește să îi se aplice pentru alt loc de consum, atunci va trebui să depună o cerere și o declarație în acest sens la furnizori.